Informația de breaking news în acest moment, un accident cu 5 mașini implicate a avut loc în urmă cu foarte puțin timp pe autostradă, pe drumul spre mare. Vedeți imagini de la acest accident, iar colega mea Dana Cuțăr ne dă și mai multe detalii. Dana, te ascultăm. Am găsit, accidentul a avut loc în zona localității Sărulești din județul Călăraș, la kilometrul 48 pe a 2 mai exact. Vorbim de 5 autoturisme, așa cum spuneai și tu, implicate în accident. Nepăstrarea distanței în mers este cauza acestui accident. S-au tamponat două mașini, una din spate a tamponat-o pe cealaltă și mai apoi alte trei le-au lovit în plin pentru că veneau cu viteză din spate și nu au mai avut timp să frâneze. Observăm din imagini că unul din autoturisme este ieșit în afara părții carosabile. Au fost solicitați să intervină la fața locului atât pompierii cât și medicii de la ambulanță și asta pentru că în urma acestui accident a rezultat o victimă rănită grav, are fractură deschisă și a fost preluată de medicii de la ambulanță și urmează să ajungă la spital pentru investigații. Au mai fost de asemenea încă două persoane cărora li s-au acordat îngrijiri medicale la fața locului, însă au refuzat transportul la spital. În acest moment, traficul este blocat pe sensul spre Constanța. Este posibil să se devieze și asta pentru că urmează cercetarea la fața locului, având în vedere că vorbim de un accident cu victime.